așa cum știm mult prea bine, parcă relele nu vin niciodată singure. Virozele, răcelile, gripele, parcă de-abia așteaptă să ne prindă mai obosiți și cu imunitatea slăbită ca să vină peste noi cu tot cortegiul lor de manifestări neplăcute, cu tuse, cu nas înfundat, cu dureri de cap și câte și mai câte. Ce putem face? Simplu, să ne întărim imunitatea, iar atunci când din nefericire facem câte o răceală sau câte o gripă, trebuie să luăm măsuri imediat. Dar ce măsuri să luăm? Stăm astăzi de vorbă cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist fitoterapie și Ayurveda, care ne va spune mai multe despre remediile ayurvedice pentru răceală și gripă. Într-adevăr, primul pas ar fi să ne creștem imunitatea, pentru că este mult mai ușor și mai eficient să previi decât să tratezi. Dar dacă totuși ajungem în situația de a răci și în special de a face anumite manifestări din acestea sezoniere generate de frig, care merg cu nas înfundat, cu tuse, chiar cu anumite manifestări alergice, ne curge nasul și ne curg ochii fără să avem neapărat o componentă bacteriană sau virală foarte clară, este bine să știm ce avem de luat ca aceste simptome să ne țină cât mai puțin și ca ele să nu se complice. În primul rând, ca să ne întărim imunitatea, ce putem face? Ca să ne întărim imunitatea, este foarte important să beneficiem de această abundență de legume și fructe care există în perioada de toamnă, pentru că știm că ele sunt extrem de bogate în minerale, în vitamine, și în felul acesta sistemul nostru imunitar este mult mai bine susținut. De asemenea, este foarte important să ne adaptăm la schimbările de temperatură, să ne îmbrăcăm corespunzător și să ne adaptăm și alimentația în momentul în care este mult mai rece afară, să urmărim să consumăm alimente mai calde, deci alimente gătite, nu doar salate și crudități. Ele să fie bine condimentate pentru ca focul nostru digestiv să fie apt să digere mâncarea și, de asemenea, acest foc digestiv armonios este cel care ne ajută să și luptăm mai bine împotriva virusurilor și bacteriilor cu care noi venim în contact în permanență. Și presupun să nu ne stresăm prea mult, să nu ne obosim prea mult, că parcă atunci când suntem epuizați se prinde mai repede de noi o gripă sau o răceală. Da, bineînțeles, ar fi ideal să putem să gestionăm foarte bine stresul, să ne dozăm efortul astfel încât să nu obosim, dar nu întotdeauna solicitările vieții de zi cu zi ne ajută să putem să facem asta. Da, din păcate. Și dacă am ajuns să ne răcim, ce să facem prima dată? În primul rând, este foarte important, așa cum și spune numele acestei afecțiuni, răceală, să combatem tot ceea ce aduce un exces de rece în ființa noastră. Adică trebuie să echilibrăm acest exces de rece cu un aport suplimentar de cald. Asta înseamnă îmbrăcat mai gros, evitat expunerea la aer rece, la curenți, la umezeală rece, pentru că acum ploile sunt reci. De asemenea, să facem băi fierbinți, dușuri fierbinți, alimentația să fie preponderent lichidă, caldă și nu doar caldă ca și temperatură, ci de asemenea alimentele noastre, supele, mâncărurile să fie gătite corespunzător și condimentate corespunzător, astfel încât această calitate de fierbinte să vină să compenseze excesul de rece care generează această răceală a structurii și a corpului. Și presupun că să bem multe ceaiuri calde, pentru că un ceai cald este mult mai simplu de făcut, sincer să fim, decât o supă. Da. Și atunci putem să facem o cură de da, ceai bineînțeles, fierbinte, bineînțeles, cu lămâie, da, cu miere. Da, 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 da. Ceaiurile, lichidele fierbinți sunt foarte potrivite, dar
Acum, în funcție și de simptomele pe care le avem, de exemplu, dacă este deja o răceală care merge și cu manifestări subfebrile sau febrile, într-adevăr, această dietă preponderent hidrică de cruțare a efortului digestiv este indicat. Chiar din punct de vedere ayurvedic se recomandă că atunci când avem o subfebrilitate sau deja o febră, să nu consumăm alimente solide, pentru că ele solicită mult mai mult din energia corpului pentru digestie și este indicat în acel moment să consumăm cât mai multe lichide și în special ceaiuri. Având în vedere sezonul în care suntem, ceaiuri fierbinți, ceaiuri calde, din plante cu efect depurativ, din plante cu efect sudorific, din plante picante, de asemenea, care ne ajută foarte mult. Și bineînțeles că pe parcursul acestui regim hidric să urmărim să ne dăm seama care a fost cauza care a dus la manifestarea febrilă pe care noi o avem și să combatem, bineînțeles, aceasta. Și acum, atunci când ne răcim sau ne gripăm, bineînțeles, știm că fiecare are o altă manifestare, pentru că până la urmă suntem diferiți. Pe unii doare gâtul, încep să tușească, alții au probleme cu nasul înfundat, la unii le vâjâie urechile și așa mai departe. Și dacă vreți să le luăm pe rând și să spunem în fiecare caz în parte ce ar trebui făcut. De exemplu, dacă tușim foarte mult, dacă avem un gât iritat, ne este greu chiar să înghițim, ce să facem? Pentru o tuse care, în funcție de tipologia ayurvedică, poate să fie o tuse productivă, o tuse uscată sau o tuse puternic iritativă, chiar epuizantă, tusea convulsivă pe care o cunoaștem, putem să folosim un sirop de tuse, siropul Kofen, care este extrem de eficient pentru că el combate toate tipurile de tuse. Ingredientele din compoziția lui sunt astfel alese încât să combată toate formele de tuse și chiar de la debutul acestei manifestări, dacă luăm acest sirop în doze corespunzătoare, putem să controlăm foarte bine această manifestare, care știm că dacă persistă este extrem de solicitantă și de epuizantă pentru corp. Ce înseamnă doze corespunzătoare din acest sirop? Doze corespunzătoare înseamnă doza pe care noi o adaptăm la vârstă și la greutate. De exemplu, la copii dăm începând de la jumătate de linguriță, o dată de două ori pe zi, până la o linguriță două pe zi, apoi la copii mai mari și la adulți se poate ajunge până la una, două lingurițe în trei administrări, astfel încât să putem să obținem un rezultat eficient cât mai rapid. Deci un adult poate să ia trei lingurițe. Trei lingurițe până la șase lingurițe. Până la șase deci lingurițe, se pot fi luate una, două lingurițe la o administrare și putem să ajungem până la trei administrări pe zi. Dar în situația în care luăm acest sirop din timp, de multe ori sunt extrem de eficiente doar două, trei administrări și deja simptomele se remit simțitor. Am înțeles. Deci într-o zi, două, da, putem scăpa de tuse cu acest, da, sirop. Și ce conține acest sirop dacă are un asemenea efect rapid? Acest sirop conține foarte multe plante extrem de eficiente și anume Adatoda vasica sau vasa, care este un antitusiv și un expectorant extrem de cunoscut și de mult folosit în fitoterapia indiană, de asemenea ghimbirul, de asemenea lemnul dulce, care este emolient, antiinflamator și antitusiv, foarte multe alte plante încălzitoare, cum ar fi, de exemplu, musta și piperul, care sunt, de asemenea, plante cu efect emolient, expectorant, antitusiv și, de asemenea, bronhodilatator. Efectul bronhodilatator este extrem de important să existe în asemenea siropuri, mai ales pentru că persoanele care sunt mai predispuse la tuse sunt persoanele astmatice, care, în general, primăvara și toamna au mai frecvente episoade de decompensare ale acestei afecțiuni și, din acest motiv, ei trebuie să beneficieze de remedii
medii care să aibă și acest efect bronhodilatator, care să compenseze și să anihileze această bronhoconstricție care lor le creează obstrucția specifică bolii. În acest moment, cred că este cazul să vă întreb de ce noi, românii, occidentali, am alege aceste remedii din îndepărtata Indie. Ce ne aduc în plus remediile ayurvedice? Ce ne aduc în plus plantele indiene? Ceva ce nu găsim în plantele de la noi? Bineînțeles că se cunoaște că este foarte important să te tratezi cu plante care cresc în arealul în care te-ai născut, dar de multe ori în situații de boală sau în situații extreme de stres sau diverse alte situații mai complicate, avem nevoie de ceva în plus față de ceea ce aduce planta din arealul nostru și din acest motiv plantele indiene au de multe ori un plus de substanțe active, iar felul în care acest sirop este conceput respectă principiile fitoterapiei indiene și în felul acesta modalitatea de acțiune a acestor plante de multe ori este mai eficientă. Beneficiem de plusul de principii active pe care aceste plante îl au și în felul acesta, combinând remediile indiene cu remediile românești, noi putem să beneficiem de efecte curative mai rapide și mai intense. Bineînțeles, și plantele din arealul nostru pot fi folosite cu mare succes, însă este foarte important ca principiul după care ele sunt folosite să fie principiile de tratament folosite în Ayurveda și în felul acesta eficiența acestor plante crește foarte mult. Înțeleg așadar că este vorba și de plante diferite care cresc doar în India, să spunem, da, care au alte calități la care este bine să apelăm atunci când suntem bolnavi, stresați sau mai știu eu ce, dar și de plante din arealul nostru geografic, dar care să fie administrate conform principiilor ayurvedice. Am înțeles corect? Da, pentru că aceste principii sunt foarte clar trasate și de-a lungul miilor ani de practică s-a stabilit că ele sunt extrem de corecte în ceea ce privește modul de administrare și în eficiența efectelor care se obțin. Așadar, este vorba de o practică milenară și toate aceste rezultate au fost verificate în timp de mii și mii de ani. Da, este foarte adevărat. Aceste concluzii ale fitoterapiei indiene în ceea ce privește principiile de administrare ale plantelor au fost validate în cei peste 5.000 de ani de practică, au fost chiar consemnate în scris și transmise prin scrierile celebre, prin tratatele de Ayurveda care există și în ziua de azi și care stau la baza cursurilor din care cei interesați învață Ayurveda și de asemenea cercetările actuale legate de fitoterapie, de fitochimie și de eficiența acestor plante vin să valideze aceste rezultate care au fost consemnate în acești mii de ani de practică. Am înțeles. Deci în urma acestei tradiții milenare, în urma unor vechi rețete, se realizează acest sirop de tuse. Da. Și înțeleg că există și o variantă de sirop de tuse fără zahăr, da, probabil pentru cei care suferă de diabet. Așa cum știm, bolnavii de diabet sunt mai predispuși la boli datorită faptului că imunitatea lor este mai precară, în special la schimbările de anotimpuri. Posibilitatea de a-și ține glicemia sub control este mai redusă, din acest motiv și imunitatea lor este mai scăzută. Au și ei dreptul să beneficieze de remedii pe bază de plante pentru tratamentul răcelilor cu care se confruntă și din acest motiv există și varianta de sirop cofent fără zahăr, care să-i ajute și pe ei să treacă cu bine prin episoadele acestea de adaptare la vremea rece și umedă. Înțeleg așadar că există variantă și cu zahăr și fără zahăr. Toată lumea poate să beneficieze de acest sirop. Între ce vârste? Începând de la un an până la
90 în vârstă, până la da. Aș mai vrea să fac o precizare legată de siropul cu zahăr. Aș vrea să spun că, fiind un produs, un sirop produs în India, acolo nu se folosește zahărul alb, se folosește zahărul din trestie și din acest motiv calitatea acestui sirop este superioară, pentru că este un zahăr din trestie care este neprelucrat, nerafinat, și în felul acesta și persoanele care au, să spunem, restricții la consumul de zahăr alb sau își doresc să nu consume zahărul alb datorită efectelor nocive pe care acesta îl are în organism, pot să folosească cu succes acest sirop, mai ales că este un remediu natural pe care îl folosim pe termen scurt, chiar dacă are zahăr, fiind zahăr de trestie, nu are efectele secundare ale zahărului alb introdus în corp. Am înțeles. Avem așadar un remediu atunci când tușim foarte mult în urma unei răceli, a unei gripe, a unei viroze. Dar am mai constatat că există oameni care tușesc sau au nasul înfundat sau le curg ochii dintr-un cu totul alt motiv. Sunt alergici, de exemplu, la praful din casă. Atunci când fac curat în casă, începe să li se înfunde nasul, să le curgă ochii, să tușească și așa mai departe. Și mai ales toamna și primăvara, parcă și mai mult au aceste probleme. Da, manifestările alergice sunt și ele legate de o anumită capacitate a organismului de a se adapta la factorii alergeni care există în mediu. Este vorba tot de imunitate, de o imunitate slăbită? Și în situația alergilor este implicată imunitatea, dar sunt implicate alte componente sangvine care sunt responsabile de imunitate, și anume imunoglobulinele de tip G și imunoglobulinele de tip E, care sunt cele care sunt mai implicate în aceste fenomene. Bineînțeles că există foarte mulți factori modulatori pentru fenomenele alergice, cum ar fi prostaglandinele și histamina, și tocmai din acest motiv tratamentul natural împotriva alergiilor trebuie să conțină plante care au principii active care să aibă efect antihistaminic sau care să diminueze această secreție de histamină care duce la exacerbarea acestor fenomene alergice. Înțeleg că este vorba de o reacție a corpului nostru exagerată în anumite situații. Da. Și atunci, cu ajutorul acestor plante, putem să ne reglăm reacțiile corpului. Exact. Și despre ce plante este vorba? Mai exact, care sunt plantele incluse în acest nou produs Allergisalm? Acest nou produs Allergisalm conține în primul rând viola odorata sau trei frați pătați, care este o plantă cunoscută atât în fitoterapia românească cât și în fitoterapia indiană pentru efectele antialergice. De asemenea, urzica este un foarte bun antialergic, păpădia, lemnul dulce și jujuba, extractul de jujuba, care combinate toate în acest remediu, de asemenea turmericul este o rădăcină care are efect antialergic și de control a acestor manifestări exacerbate ale anumitor componente sangvine în caz de alergii, și această combinație din aceste plante ajută foarte mult ca noi să putem ține sub control aceste manifestări alergice pe care le putem avea atât la schimbarea de anotimpuri, cât și în momentul în care ne confruntăm cu alergenii la care suntem sensibili. Și cât timp trebuie să iei tu aceste suplimente nutritive împotriva alergiilor ca să îți reglezi aceste reacții exagerate? Aceste suplimente pot fi administrate în funcție de amploarea manifestărilor alergice pe care persoana respectivă o prezintă. Poate fi făcut un tratament de fond, de întreținere, având în vedere că avem de-a face cu plante care nu au niciun fel de efect secundar. Și în momentele în care știm că urmează să ne confruntăm cu factorii alergeni, puf, praf, polen,
și, mă rog, diverse alți alergeni cu care putem să venim în contact periodic, în acel moment putem să luăm doze mai mari. Există și posibilitatea ca, după o anumită perioadă de tratament mai îndelungat, cure de 6 luni, 9 luni, un an de zile, persoana chiar să poată să nu mai prezinte manifestări alergice, mai ales în condițiile în care urmărește ca să conștientizeze și componenta psihomentală care este implicată în aceste reacții alergice, pentru că, așa cum știm, în orice patologie, inclusiv în patologia aceasta, există o anumită componentă psihomentală și emoțională care este implicată și de care trebuie să ținem cont. Și dacă cineva care se confruntă cu o alergie vine la dumneavoastră la cabinet, puteți să vă dați seama că există și o componentă psihomentală și să-l sfătuiți ce și cum ar trebui să îmbunătățească în viața lui ca să îl ajutați să scape? Eu urmăresc să fac asta. Acum depinde foarte mult și de deschiderea pacientului și de gradul în care el conștientizează situațiile în care apar manifestările alergice, toate evenimentele conexe cu respectiva manifestare alergică. Pentru că, de exemplu, în situația în care o alergie a debutat în copilărie, în adolescență și pacientul vine la mine la vârsta adultă, de multe ori este foarte greu să-și aducă aminte un anumit eveniment în urma căruia el a dobândit o anumită formă de alergie. Dar cu multă răbdare și cu colaborare bilaterală putem să ajungem la depistarea momentului debutului alergiei și a fenomenelor, a stresului psihoemoțional care a existat în momentul respectiv, și apoi în condițiile în care această situație este remediată, chiar de multe ori poate să dispară și fenomenul alergic. Oricum se pot îmbunătăți lucrurile mult, înțeleg. Da, și este foarte important că putem să, mă rog, persoanele cu alergii pot să beneficieze de acest remediu pe bază de plante care să nu aibă efecte secundare și să poată fi administrat a la lung, fără să fie afectate alte organe, cum ar fi ficatul sau rinichii, care știm că în momentul în care sunt obligate să metabolizeze multe substanțe sintetice, nu sunt foarte fericite, să spunem așa. Și dacă cineva vrea să vină la dumneavoastră la consultație, unde vă găsește? Mă găsește la cabinetul din cadrul centrului Ayurmed de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 35. Și cei care nu reușesc să ajungă la o consultație pot pur și simplu să ia dintr-un magazin cu remedii naturale acest produs și să-și-l administreze singur? Da, bineînțeles. În magazinele cu produse naturale din care persoanele interesate își procură acest remediu, se găsesc de asemenea și catalogele cu produse ale firmei și acolo apare și numărul de telefon la care eu pot fi contactată, și persoanele care chiar nu reușesc să ajungă, ori pentru că sunt foarte ocupate, ori pentru că sunt din provincie, pot să mă contacteze telefonic și în felul acesta primesc lămurile suplimentare legate de tratament. Vă mulțumim tare mult pentru sfaturi și pe dumneavoastră vă invităm la un concurs. La 3 zile de la postarea acestei emisiuni online, cei care vor insera un comentariu "scapă de răceală, gripă și tuse cu Ayurmed" vor participa la o extragere la sorți. 5 dintre dumneavoastră vor avea șansa să primească de la Ayurmed un sirop de tuse, Cohend și o cutie de Allergisalm. Vă dorim succes și, bineînțeles, sănătate!